14 iunie este Ziua Mondială a Donatorului de Sânge. Sloganul zilei pentru acest an este: donarea de sânge este un act de solidaritate. Alăturați-vă efortului și salvați vieți. Această zi este menită să atragă atenția asupra rolurilor pe care donarea voluntară de sânge le joacă în salvarea de vieți și creșterea solidarității în cadrul comunităților. Din 2008 până în 2018 a fost raportată o creștere de 10,7 milioane de donări de sânge de la donatori voluntari neplătiți. În total, 79 de țări colectează peste 90% din sânge de la donatori voluntari neplătiți. Cu toate acestea, 54 de țări colectează mai mult de 50% din sânge de la donatorii de familie, de înlocuire sau cei plătiți. Pe baza unor eșantioane de 1000 de persoane, rata donării de sânge este de 31,5 donații în țările cu venituri mari, 16,4 donații în țările cu venituri medii superioare, 6,6 donații în țările cu venituri medii spre joase și 5 numai în țările cu venituri mici. Blood Network, cea mai longevivă campanie de donare de sânge din România, inițiată de organizatorii festivalurilor Untold și Never See, se extinde și mai mult în 2022. Astfel, de Ziua Mondială a Donatorului de Sânge, cei care doresc să salveze vieți pot dona sânge în centrele de transfuzii fixe din București, Constanța și Galați și primesc un abonament la festivalul Never See.